După faptă și răsplată, campionii de la canotaj au dat bărcile pe mașini și și-au făcut de cap. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au testat mașinile sponsorului de la canotaj. Au fost răsplătite după ultima performanță. România s-a întors de la europenele de canotaj cu 5 medalii de aur. E un pic de adrenalină, îți dorești să calci pedala aia la maxim, dar nu am făcut eforturi mari să nu o fac. Am avut și o amendă pentru viteză, dar a fost când eram începătoare, acum mulți ani. Amenzi de viteză ai primit până acum? Da, am primit 2. Unde vă poate opri cineva? În barcă sau pe stradă? Cred că mai ușor ne poate opri pe stradă, dar în barcă eu spun că suntem încă de neoprit. Medaliați cu argint la europene, băieții de la canotaj s-au dat și ei în spectacol și au făcut drifturi. Foarte mișto, o experiență plăcută, nu mă așteptam să fie atât de frumos.